Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un subiect foarte serios în dimineața asta, multe comentarii și discuții după ce președintele Iohannis și-a anunțat intenția de a obține funcția de secretar general NATO. Unii observatori spun că este de fapt o lovitură cu manta. Domnul Iohannis fiind conștient că nu are prea mari șanse să obțină această poziție, dacă speră să primească în schimb ceea ce se mai numește o funcție de consolare în structurile euroatlantice. Adică, bun, hai, măcar ceva, ceva. Oricum, în discursul și programul său electoral pentru candidatura la șefia NATO, domnul Iohannis insistă pe obiectivul ca fiecare țară NATO să îndeplinească condiția de a aloca minimum 2% din PIB pe cheltuieli de apărare. Un obiectiv, asta nu e în carta NATO, așa cum cred unii, dar a fost, este un obiectiv asumat la un summit NATO din 2014 și care în contextul de acum cu Rusia agresor care își invadează vecinii și amenință țările democratice cu anihilare și de fapt duce deja un război hibrid împotriva țărilor democratice, deci obiectivul ăsta este mai mult decât necesar. În acest context trebuie să observăm că oficialii români se laudă, oricui are timp să-i asculte, că România a prevăzut în buget 2% din PIB încă din 2017, ceea ce este adevărat, în buget a fost prevăzut 2% din PIB încă din 2017, un lucru foarte bun, și că acest procent a crescut până la 2,5% anul acesta. Dar, vorba aceea, ar fi bine dacă socoteala de acasă s-ar potrivi cu cea din târg. Problema este că în ultimii 3 ani, cheltuielile efective cu apărarea din bugetul României au scăzut constant, în loc să crească. E ca și cum noi în familie am spune, ok, din banii pe care îi câștigăm, punem deoparte 10% din tot ce câștigăm ca să economisim pentru o pensie. Dar după aceea, banii respectiv nu îi și depunem. Depunem mai puțin din ei și restul îi spargem pe petreceri. Aici este realitatea. Deci, deși pe hârtie s-au alocat banii, ei n-au mai fost și cheltuiți pe înzestrare și pregătire și dezvoltare armatei, adică. Pentru că sigur au fost parți de guvernele PSD-PNL pe giugele cu mai mare atractivitate electorală, adică banii aia n-au rămas pe undeva. Ei n-au fost cheltuiți de acolo, au fost cheltuiți în altă parte. Chiar dacă legal nu poți să muți banii din alocarea bugetară. Da, se găsesc căi. Așadar, ultimul raport NATO al alianței, sunt rapoarte oficiale, se poate găsi pe nato.int de la internațional, INT. Acolo găsiți nu doar acest raport, ci o mulțime de date interesante și rapoartele pe fiecare an. Deci ultimul din 2000, mă rog, cred că din anii 90 încoace, adică găsesc toate informațiile acolo. Ultimul raport NATO arată cum au involuat cheltuielile efective pentru apărare în România începând din 2020. În 2020, procent de 2,01% din PIB, bani cheltuiți efectiv. În 2021, acest procent a scăzut la 1,85%. În 2022, a mai coborât un pic, până la 1,72%. Iar în 2023, cheltuielile efective cu apărare au reprezentat 1,6% din PIB, în loc de cei 2% asumați public. Adică una vorbim și alta fumăm. Vorba lui Arghezi, care se mai îi răspundea ordonanței, astea o anecdotă, în primul război mondial, îl întreba ordonanța, de cine bat bulgarii? Că au tunuri, îi răspundea Arghezi, dar noi n-avem și noi tunuri, ba da, dar ei au și nemți. Deci ne furăm singur căciula, sigur se mai întâmplă ca un buget să nu poată fi cheltuit integral. Dar aici avem de-a face nu cu un accident, ci cu o tendință, nu cu o întâmplare. 3 ani la rând, bugetul cheltuit efectiv a tot scăzut. În fiecare an mai mult, mai mult, mai mult. Iar diferențele acestea, deși par mici, înseamnă totuși sute de milioane de euro anual, bani care ar trebui să meargă pentru pregătirea României în fața unei posibile agresiuni din partea Rusiei, că altcineva nu ne amenință pe aici deocamdată, și să iei fonduri de la bugetul apărării ca să dai sporuri și prime pe la clientele, e o crimă, literalmente, e o crimă în contextul de acum. Și este adevărat de asemenea, și trebuie spus asta, că în ultimii ani România a făcut în sfârșit achiziții serioase de armament. Dar mai este enorm de mult de lucru, mai ales că pentru genul de război barbar, de uzură, de distrugere completă pe care îl duce regimul lui Putin, câteva sisteme de rachete de mare precizie și câteva avioane de vânătoare de bună calitate nu sunt suficiente. Adică nici măcar pentru descurajarea unei suficiente agresiuni. Poate vă amintiți
că șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, își exprima recent speranța în interviul pentru Anca Grădinaru, o fosta noastră colegă care acum lucrează la Europa Liberă, deci își exprima speranța că militarii români vor primi anul viitor bocanci pe care să-i poată și folosi la marșuri. Aici suntem. Adică, ok, avem sisteme Patriot, avem HIMARS, am cumpărat niște avioane de vânătoare, dar infanteriștii nu au bocanci cu care să meargă. Știți? Și de cuvânt e de râs. Da, serios. Se tot așteaptă. Am citit o lucrare care, a cuiva care a înțeles foarte bine cum funcționează statul în România și administrația publică și care spunea la un moment dat asta. Toate ministerele și toate structurile care au cât de cât responsabilitate în statul român sunt în primul rând preocupate să fugă de responsabilitate, să dea de la unii la ceilalți, să încerce să facă în așa fel încât să nu facă nimic. Asta apropo de observația că observația pe care o face tot șeful armatei, că în România nu există încă o linie de producție pentru muniție de tip NATO, deși am început să avem armament de tip NATO, se referă la proiectile de artilerie. Și aici Ministerul Economiei și Ministerul Apărării dau vina unii pe ceilalți. Și Ministerul Economiei a spus recent: păi nu avem linia asta de producție pentru că nu ne-a trimis armata specificațiile. Deci cum să facem să scăpăm, bă, de răspundere? Auzi, dar linie de producție pentru bocanci avem? Bună întrebare, nu cred că avem. Am avut una, guban, dar era cu toc. Nu cred că se poate. Da, erau cu toc. Da, serios, adică, băi, orice funcționar responsabil, când vede ce se întâmplă, practic la granița României, că de la Constanța până în Crimea nu sunt decât, cred că, câteva sute de kilometri, păi, faci ceva. Adică stai pe fund în birou și când ești întrebat, dar de ce nu avem linia de producție? Păi nu ne-au cerut ăia specificațiile. Dar tu de ce nu le-ai cerut, mă? Care-i treaba ta la birou? De ce n-ai cerut tu specificațiile? Ce ai făcut până acum? De ce ai tu salariu, mă? Eu cred că mai mult decât pașaport nu și-a făcut nimeni în pregătirea pentru întâlnirea cu Rusia. Da. Eu zic, și având în vedere acest raport, guvernul trebuie să se trezească. Măcar în al 12-lea aceea, să înțeleagă ce momente istorice cumplite vom trăi fără nicio îndoială dacă vor sifona bani de la înzestrarea și dezvoltarea corectă a apărării României. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.